Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristian Alexandrescu și vorbim din nou despre NASA. Asteroizi giganți amenință Pământul. Avertismentul NASA. Un asteroid masiv va trece pe lângă Pământ. Ca în orice astfel de eveniment ceresc, există riscul să schimbe traiectoria și să se prăbușească pe Terra. Bucata de roc are un diametru de 340 de metri și o greutate de 55 de miliarde de kilograme. Dacă se va prăbuși, va genera o putere de 2700 de megatone de trinitrotoluen. Potrivit NASA, această trecere a asteroidului pe lângă planeta noastră este prima dintre cele 165 de apropieri ale unor corpuri cerești care vor avea loc între 2019 și 2116. Nu cu mult timp în urmă, un asteroid de dimensiunile unui frigider a intrat în atmosfera terestră și a luat foc la sud de Puerto Rico. Cu astfel de situații, omenirea s-a mai confruntat. Un asteroid care a fost inclus de NASA în categoria corpurilor cerești potențial periculoase, acesta a trecut pe lângă Terra pe 4 februarie 2018, la o distanță de 4,2 milioane de kilometri, informează Le Parisien. Asteroidul 2002 AG-129, ce are un diametru de aproximativ 1,1 km, a trecut pe lângă planeta noastră duminică 4 februarie 2018 cu o viteză de 108.000 de km pe oră. Deși NASA l-a inclus în categoria obiectelor cosmice potențial periculoase, asteroidul a rămas la o distanță de 4,2 milioane de km față de planeta noastră, de 11 ori mai mare decât distanța dintre Terra și Luna. Riscul de coliziune a fost inexistent, deși această distanță este foarte mică la scara sistemului solar. O ciocnire între un asteroid de această mărime și Terra ar putea să declanșeze pe planeta noastră o mini-eră glaciară. În acest scenariu, temperaturile scad cu 8 grade Celsius din cauza prafului aflat în suspensie în atmosferă timp de aproape 10 ani. Potrivit Biroului de Coordonare a Apărării Planetare din cadrul NASA, înființat în 2016, care emite alerte și identifică cometele și asteroizii potențial periculoși, în jur de 20 de astfel de obiecte cosmice vor trece pe lângă Terra în 2018. Cel mai periculos este 2017 DR-109, care va trece pe 24 februarie la o distanță de aproape 4 ori mai mare decât distanța dintre Terra și Lună. Cel mai impunător este asteroidul 2003 ST-220, cu un diametru cuprins între 920 și 2100 de metri, așteptat pe 22 decembrie, la o distanță de 7,2 ori mai mare decât aceea dintre Pământ și Lună. Un alt asteroid care amenință Pământul, identificat de NASA, este Armageddon 2040. NASA a identificat un nou asteroid care ar putea lovi Terra peste aproximativ 30 de ani, în urma calculelor, rezultând un potențial impact pe 5 februarie 2040. Echipe din cadrul ONU au început deja cercetări pentru găsirea unor eventuale modalități de deviere a asteroidului 2011 AG5. Probabilitatea ca asteroidul 2011 AG5 să lovească Pământul este de 1 la 625, însă posibilitatea ca acest lucru să se întâmple ar putea crește în timp, potrivit Daily Mail. Dacă un asteroid s-ar prăbuși peste un oraș, ar provoca milioane de decese, însă omenirea va putea trece peste o asemenea catastrofă. Asteroidul care a provocat extinția dinozaurilor acum 65 de milioane de ani avea 9 km lățime. Pentru comparație, 2011 AG5 are aproximativ 140 de metri lățime. Oamenii de știință încă nu sunt capabili să afle dimensiunile exacte ale asteroidului și n-au reușit să observe decât jumătate din orbita obiectului, însă între anii 2013 și 2016 vor fi în măsură să-l monitorizeze de la sol și să-i facă o evaluare mai detaliată. În anul 2023, asteroidul va avea o așa zisă trecere prin gaura cheii, printr-o zonă aflată pe orbita Pământului, care ar putea devia traiectoria obiectului cosmic din cauza gravitației, aducându-l mai aproape de o eventuală coliziune la următoarea trecere. Potrivit NASA, asteroidul va trece la o distanță de doar 0,02 UA, unități astronomice, ceea ce înseamnă aproximativ 2,99 milioane kilometri. Printre metodele de deviere avute în vedere se află și instalarea unei sonde pe suprafața asteroidului,
care ar putea schimba centrul de greutate și astfel traiectoria obiectului. O altă opțiune ar fi modificarea traiectoriei doar în urma impactului sondei cu asteroidul. Folosirea bombelor nucleare de asemenea a fost discutată, însă acest lucru ar produce o adevărată ploaie de asteroizi mai mici în loc de unul singur. Potrivit ultimelor scanări ale NASA, în limita a 193 de milioane de kilometri de jur împrejurul Pământului, există aproximativ 19.000 de astfel de obiecte de dimensiuni medii. Asteroizii de dimensiuni medii se încadrează între 330 și 3300 de metri diametru. La o asemenea dimensiune, asteroidul ar putea distruge o zonă de dimensiunea unui oraș dacă ar lovi Pământul. Un alt asteroid care a pus pe jar lume este Apophis, care are diametrul de 270 de metri și se preconizează că va trece foarte aproape de Pământ în anul 2036. NASA a anunțat că lansează o colaborare cu Administrația Națională pentru Securitate Nucleară, National Nuclear Security Administration, NNSA, în cadrul unui plan privind folosirea armelor nucleare pentru devierea cursului unui asteroid potențial periculos. În cazul în care un astfel de obiect cosmic s-ar afla pe o traiectorie de coliziune cu Pământul, conform unui material publicat de Huffington Post. Anunțul a fost făcut înainte de prima zi oficială a asteroidului 30 iunie, zi prin care oamenii de știință doresc să atragă atenția asupra potențialului pericol reprezentat de acești bolovani uriași care se rostogălesc prin spațiu și să încurajeze autoritățile să susțină proiectele de identificare și eventuală deviere de pe traiectorie a unor astfel de amenințări. Ziua de 30 iunie nu a fost aleasă întâmplător. În această zi, în anul 1908, un asteroid a lovit Pământul în Siberia, la Tunguska. A aproximativ 80 de milioane de copaci de pe o suprafață de 2150 de km pătrați, au fost fulberați în explozia ce a avut o forță echivalentă cu cea a 20 de bombe atomice. Impactul surprinzător al meteoritului care a explodat la Chelyabinsk în 2013 cu o forță a unei bombe de 500 de kilotone demonstrează că nu suntem niciodată în siguranță în fața unor astfel de amenințări din spațiu. Biroul pentru Știință și Tehnologie de la Casa Albă a dat recent publicități un nou raport de 18 pagini în care sunt descrise măsurile pe care NASA le va lua în următorii 10 ani, în cazul în care Pământul va fi amenințat de un asteroid, atât pentru a preîntâmpina o eventuală coliziune, cât și pentru a pregăti Statele Unite și întreaga planetă pentru consecințele unui eventual impact inevitabil. Informează space.com. Oficial din cadrul NASA, FEMA, Agenția Federală pentru Situații de Urgență și de la Casa Albă au discutat despre strategiile de acțiune în cazul unei amenințări cosmice pentru planetă în cadrul unei teleconferințe publice. Impactul cu un asteroid reprezintă unul dintre scenariile pentru care trebuie să fim pregătiți, a declarat Leviticus Lewis, șeful Departamentului pentru Coordonare Națională din cadrul FEMA, adăugând că un astfel de eveniment catastrofic are o probabilitate mică de producere, dar consecințele sale ar fi uriașe, motiv pentru care este necesar să fim pregătiți. Acest plan de acțiune își propune nu doar să îmbunătățească capacitatea de descoperire timpurie a asteroizilor potențial periculoși pentru planeta noastră, dar și să identifice care sunt riscurile producerii unui astfel de impact în viitor și efectele potențiale pe care ar putea să le aibă, a explicat și Lindley Johnson, ofițerul NASA pentru apărarea planetei. El a adăugat că acest plan va ajuta NASA să-și intensifice eforturile pentru a-și demonstra tehnicile de deviere a asteroizilor. Protejarea Pământului de impactul cu asteroizi periculoși este o responsabilitate ce nu le va reveni astronauților, conform NASA. De obicei așa sunt prezentate astfel de situații în filme și contribuie la calitatea producțiilor. Însă noi nu am constatat în studiile noastre nicio circumstanță în care am avea nevoie de ajutorul astronauților, a subliniat Lindley Johnson, adăugând că tehnicile de deviere de pe traiectoria incidentă a eventualilor asteroizi vor fi puse în aplicare cu ajutorul unor navete robotice. Noul plan de acțiune al NASA cuprinde 5 obiective majore. În primul rând, NASA trebuie să sporească și îmbunătățească toate mijloacele necesare pentru identificarea asteroizilor potențial periculoși, catalogarea lor și urmărirea traiectoriilor acestora prin spațiu.
Al doilea obiectiv și apare în document se referă la îmbunătățirea modelării a capacității de predicție și a integrării informațiilor între agențiile federale americane cu competențe în acest domeniu pentru a determina probabilitatea unui impact și a determina cu exactitate când și unde s-ar putea produce un astfel de eveniment. Echipele de intervenție în caz de dezastru, așa cum sunt cele FEMA, vor folosi aceste informații pentru a determina care sunt cele mai bune măsuri ce pot fi luate atât pentru a ne pregăti de un impact cu un asteroid, cât și pentru a ne confrunta cu consecințele unui astfel de impact. În cadrul celui de-al treilea obiectiv cuprins în planul de acțiune, NASA este chemată să vină cu noi modalități practice de deviere a traiectoriei unui asteroid potențial periculos. Acest lucru implică dezvoltarea de noi tehnologii care să permită executarea unor misiuni spațiale de recunoaștere și reacție rapidă, în care o navă spațială să poată fi lansată spre un asteroid periculos pentru a-i modifica traiectoria. NASA intenționa să încerce modificarea traiectoriei unui asteroid în cadrul misiunii Asteroid Redirect Mission, ARM, prevăzute pentru anul 2021, însă administrația Trump a renunțat la această misiune în 2017. Tot aici intră și misiunea Double Asteroid Redirection Test, DART, misiune ce ar trebui să fie lansată tot în 2021 spre perechea de asteroizi Didymos, unde va ajunge în 2022 pentru a testa dacă este posibilă devierea lor printr-un impact cinetic. Cel de-al patrulea obiectiv se referă la creșterea cooperării internaționale sub conducerea Statelor Unite pentru a pregăti mai bine întreaga planetă de eventualitatea impactului cu un asteroid. Acest gen de cooperare este foarte important, susține Aaron Myers, consilier din cadrul biroului de la Casa Albă pentru Știință și Tehnologie. Este un pericol global pe care trebuie să-l înfruntăm cu toții, iar cea mai bună modalitate în care putem face acest lucru este prin cooperare, a adăugat el. În acest scop, Departamentul pentru Apărare Planetară al NASA cooperează cu Comitetul ONU pentru utilizarea pașnică a spațiului extraterestru pentru a stabili care ar trebui să fie răspunsul internațional la pericolul reprezentat de un asteroid, incluzând aici comunicarea la nivel internațional a observațiilor și informațiilor existente despre asteroizi potențial periculoși. Cel de-al cincelea și ultim obiectiv formulat în acest plan de acțiune solicită guvernului american să vină cu o strategie care să se aplice în cazul în care un asteroid masiv ar amenința Terra. NASA și FEMA colaborează în elaborarea procedurilor de urgență în caz de impact cu asteroizi încă din 2010, iar noul raport le solicită celor două agenții să-și întărească colaborarea și să testeze diferite proceduri de urgență și protocoale de acțiune. Rolul FEMA în cazul unui astfel de urgență implică anunțarea și evacuarea populației din zona de impact. Astronomii au identificat deja peste 8.000 de asteroizi în apropierea relativă a Pământului, obiecte cu diametrul de cel puțin 140 de metri, suficient de mari pentru a șterge de pe fața Pământului un întreg stat american. Acești asteroizi relativ mari reprezintă însă doar aproximativ o treime din totalul bolovanilor cosmici din vecinătatea planetei. Chiar și impactul cu asteroizi mai mici va produce pagube însemnate, așa cum s-a întâmplat cu meteorul cu diametrul de 19 metri, ce a explodat în 2013 deasupra orașului siberian Chelyabinsk. Numai puțin 2200 de persoane au fost rănite de cioburile de la geamurile sparte de suflul exploziei. NASA și partenerii săi au identificat peste 95% dintre toți asteroizii suficient de mari pentru a provoca o catastrofă globală și niciunul dintre aceștia nu reprezintă un pericol în următorii 100 de ani. Procedurile eficiente de răspuns în situații de urgență pot salva vieți și, spre deosebire de majoritatea dezastrelor naturale, impacturile cu asteroizi sunt previzibile, a mai susținut Aaron Myers în cadrul teleconferinței. Prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și pe lângă pericolele pe care ni le trimite Universul, hai să fim atenți și la cele pe care ni le provocăm noi înșine. Doamne ajută! Toate cele bune!